Mai este doar o zi până la începerea sesiunii de toamnă a examenului național de bacalaureat din acest an. Sute de candidați din județul nostru care nu au reușit să promoveze acest examen vor susține din nou probele specifice profilului pe care l-au urmat în cei 4 ani de liceu. Aproximativ 600 de candidați din sesiunea curentă, cât și din cele precedente, vor susține probele de mâine, 16 august, în intervalul orar 9-12. În județul nostru sunt 3 centre în care elevii pot susține examenul de bacalaureat. Acestea sunt Liceul Teoretic Nicolae Titulescu și Colegiul Național Ion Minulescu din Slatina, dar și Liceul Teoretic Mihai Viteazul din Caracal. Anul acesta, competențele digitale și lingvistice au fost echivalate cu mediile din cei 4 ani de studiu, elevii fiind scutiți de ele din cauza grevei din învățământ. Sesiunea de toamnă a bacalaureatului va începe cu proba la limba și literatura română, urmată de cea specifică profilului, cea la alegere și de cea la limba maternă. Așadar, probele acestei sesiuni se vor încheia luni 21 august, urmând ca primele rezultate să fie publicate vineri, pe 25 august. Elevii au timp să depună și contestații. Notele finale vor fi afișate pe 29 august.